În gura foii s-a dat alarma la 112 în jurul orei 4 dimineața. Ursul, care a alertat atât autoritățile cât și localnicii prin prezența sa în zona de șes la Găiești, și-a făcut din nou apariția în gospodăriile oamenilor din gura foii. La doar câțiva metri de casă, animalul sălbatic a atacat un câine, care a dispărut complet din peisaj. La ora 4:10 a venit, am auzit câinele lătrând, am ieșit afară, acolo la poartă, n-am intrat mai sus, și am auzit că s-a bătut cu ursul. Am ieșit, am dat cu două crătiți, am bătut, apoi a fugit cu câine cu tot. De-aia am ieșit afară, că am zis că e ceva, a lătrat câinile, și atunci când am ieșit, am auzit că deja ei se băteau amândoi. Ce era, urs, ce era... Cum s-a auzit? S-a auzit ceva? Da, gemând, ho, 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 ho. Da, 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 făcea urât. Da, făcea urât. Aici am fost și câinele acolo. Câinele acolo, de acolo l-a luat. Și dumneavoastră, ați ieșit sau nu ați ieșit deloc? Aici am stat. Aici am stat. Aici am stat și am bătut cu două crătiți. Aici am stat. Și dacă venea și spre dumneavoastră? Și partea tot deschisă a fost. Nu știu. Purceii sunt aproape. Da, și purceii. Păi da, asta mi era frică și am bătut mereu. Am bătut mereu că mi era frică să vină la acord. Se pare că animalul sălbatic a sărit peste gard, întrucât gospodăria este împrejmuită pe toate părțile, iar gardul nu este distrus deloc. După ce a atacat câinele, ursul a plecat cu tot cu patruped înapoi în pădure. Femeia locuiește pe ulița Brebu din Gura Foii de 35 de ani și spune că nu a pomenit niciodată urși în zonă. Nu doar că este îngrozită de cele trăite, dar își plânge și câinele, care i-a fost fidel timp de 15 ani. Problemă mare să ia măsuri, că ne-e frică că am porc, că am vacă, mi-era frică că vine la porc, la vacă, ce fac? Rămânem amărâți, nu se poate. Și vă pare rău acum? Cum să nu? Îmi pare foarte rău. Înainte cu o zi de acest incident, ursul a mai atacat un câine tot în Gura Foii, în satul Bumbuia. Atunci, proprietarul a reușit să alunge animalul sălbatic și și-a salvat patrupedul din ghearele ursului. Pentru că din data de 15 octombrie, ursul i-a îngrozit pe localnicii din Găiești, Crângurile, Valea Caselor, Hulubești și Gura Foii, la nivelul județului Dâmbovița, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-au întrunit în ședință extraordinară, în urma căreia au decis transmiterea unei solicitări către Ministerul Mediului de împușcare a animalului sălbatic. S-a considerat, datorită repetatelor vizite pe care acest exemplar le-a făcut inclusiv în gospodării ale locuitorilor din zonele menționate anterior, că este un risc mare, care trebuie stopat și trebuie intervenit imediat. Vânătorii profesioniști din cadrul AJVPS Dâmbovița spun că au izgonit ursul de două ori până acum în județul Argeș, de unde ar fi și venit. În plus, menționează faptul că animalul sălbatic nu are un comportament specific speciei. Noi, ca asociație de vânătoare, pe un fond cinegetic, putem să facem decât acele îndepărtări la speciile protejate. Mă repet, este o specie protejată. Nu există în comportamentul ursului așa ceva, să consume câini. În niciun caz. Este ceva nou. Înseamnă că această specie, acest urs, care, mă repet, este o specie protejată și necesită intervenții de la minister privind acea alocare sau capturare mai specială. Din spusele specialiștilor, ursul cu pricina este același exemplar văzut și pe DN72 la Găiești, în satul Butoiul de Sus, dar și în zona Crângurile.